Salut, Cristi aici, astăzi vreau să vorbesc despre ce mă entuziasmează pe mine foarte mult în zona asta de crypto și blockchain și ce nu mă entuziasmează și ce mă dezgustă. Și am structurat videoul ăsta în două părți principale, ce nu-mi place, respectiv ce mi se pare fascinant și incredibil în perioada pe care o trăim, pentru că este un Big Bang, efectiv, la modul cel mai direct posibil. E un Big Bang ceea ce realizăm acum, treaba asta o să schimbe industria mergând mai departe. Apropo, ăsta nu e un video în care să vă dau sfaturi sau ce să faceți, ce să nu faceți, doar îmi exprim viziunea mea. O viziune care e construită pe un început încă haotic, pentru că nu știe nimeni cum o să se metamorfozeze în viitor, dar e o viziune care e construită, cum ziceam, pe discuțiile pe care am avut cu oameni din diverse domenii care se leagă și intră în lumea asta de cripto și oameni care sunt mai experimentați ca mine. O să definez capitolele mai jos în video, astfel încât să aveți o idee clară cam unde și ce începe și să nu vă pierd timpul aia că vreți să vedeți doar o parte anume. O să încep cu lucrurile care nu-mi plac în ceea ce se întâmplă în momentul de față și apoi o să continui cu lucrurile care îmi plac. Lucrurile care nu-mi plac sunt date în general de hype-ul ăsta major pe care cumva îl avem ca populație când vine vorba de zona asta de crypto și e un hype motivat de viziune pe termen scurt mai degrabă decât viziunea pe termen lung. Ceea ce mă entuziasmează pe mine foarte mult la tehnologia asta, la ce aduce lumea asta cu blockchain și așa mai departe, este viziunea pe termen lung, nu neapărat viziunea respectiv câștigul pe termen scurt. Și aici lucrul de departe care mă irită cel mai tare când îl văd e ideea asta de a investi în el ca să fac bani și trading pe crypto. Nu neapărat că sunt împotriva investițiilor în cripto, din contră, nu consider că e ceva rău cu treaba asta, nu neapărat că sunt împotriva oamenilor care vor să facă un ban din treaba asta, din contră, vreau ca oamenii să câștige. Deci multe ori văd investițiile astea în cripto la oameni și e doar o altfel de păcănea, numai că e o păcănea intelectuală, sau cel puțin pare o păcănea intelectuală și o justificare mai bună să investești în cripto decât să investești la pariuri. Asta e un lucru care mă dezgustă. Și o distinție foarte clară, foarte importantă aici, între a investi cu cap pe termen lung versus a investi la păcănele, practic. Pentru că asta se întâmplă de foarte multe ori. E mai mult fear of missing out-ul ăsta care te atrage în vraja asta mai degrabă decât dorința ta efectivă de a investi în anumite proiecte. Pentru că dacă ne uităm obiectiv puțin la situație, dacă mâine ar veni un prieten la tine și ar spune că bă, Cristi, vreau să-mi deschid o brutărie, vrei să investești în brutăria mea? Cel mai probabil ar fi, bă, nu prea, că nu mă interesează o brutărie. Numai că acum dacă ar veni cineva la mine și ar spune, ei, Cristi, vrei să investești cu brutărie pe cripto? Dacă pui cripto lângă orice proiect, parcă oamenii vor să investească în proiectul respectiv. Are altă magie, parcă dintr-o dată toată lumea vrea să fie acolo. Eu cred în niște principii mai de modă veche, la modul că investițiile trebuie făcute în ceva ce are valoare sau cel puțin ce are potențial de valoare. Nu cred neapărat că faptul că are blockchain atașat, că un proiect are blockchain atașat sau că are cripto atașat, înseamnă neapărat valoare. Nu cred. Poate sunt mai de modă veche, poate îmi lipsește ceva, dar aici puteți să dezbateți și voi în comentarii. Apoi, ăsta e al doilea lucru, al treilea lucru care nu-mi place e zona asta în care foarte mulți se cred investitori. Începem să ne credem investitori și am o problemă în momentul în care toată lumea e investitor, în momentul în care omul de la magazin de pe stradă e investitor, în momentul în care omul de la colțul blocului e investitor, în momentul în care toată lumea e în ceva, pentru mine e un semn de alarmă că, bă, poate ceva nu e bine aici și probabil e un depth mai mare, e o adâncime mai mare acolo în domeniul ăsta pe care ar trebui să o parcurgi ca să poți să câștigi cu adevărat în zona asta, ca să poți să aduci în valoare cu adevărat și să obții valoare din domeniul ăsta. Pentru că, bă, acum când piața asta e în creștere de cripto, pentru că ați văzut și voi că sunt niște trenduri, urcă și coboară. Când e în creștere, n-ai cum să dai greș. Toată lumea câștigă când e în creștere. Orice ai face, oricât de talentat ai fi, cât de prost ai fi, câștigi. Când e în pierdere, orice investiție ai face, pierzi. Și în contextul ăsta e un val mai degrabă, e un haos pe care nimeni nu-l prezice, care îți dă credința că ești investitor. Și partea care mă supără aici pe termen lung e că sunt foarte mulți oameni care au avut deschiderea să meargă spre chestia asta nouă care e cripto. Ceea ce e de lăudat, sincer, e de lăudat. Pentru că sunt foarte mulți care sunt reticenți și nu vor să descopere conceptul ăsta nou. Numai că, ce mă îngrijorează aici e că oamenii care o să investească, o să meargă pe hype-ul ăsta și o să câștige până la un moment dat o să pice piața pentru că se întâmplă treaba asta și apoi o să rămână cu o rană de mindset și pentru restul vieții lor o să fie reticenți la
a mai lua noi oportunități în viața lor pentru că au avut o experiență anterioară în care ce au spus ceilalți n-a fost bine. Pe bună dreptate, o rănire din asta de mindset o să cimenteze în mintea lor faptul că e mai bine să rămâi în zona de confort decât să explorezi zone noi. Apreciez tare mult oamenii care ies din zona de confort, care încearcă lucruri, dar cripto-ul ăsta și modul în care funcționează dă un instant gratification foarte rapid. Când avem o condiție din asta în piață în care e bull market și investești acolo, sunt două lucruri foarte fundamentale care se întâmplă. Numărul 1, primești instant gratification, faptul că vezi acolo pe grafice că a crescut procentul, că ai 2x, că ai 3x, că investiția ta a adus niște bani în plus și instant se creează un feedback loop, un cerc vicios în care ți se spune că ești bun. Se urcă puțin la cap și creează un ego din ăsta de a fi foarte bun și mamă ce deștept sunt și alimentează ciclul ăsta pe o bază efemeră pentru că nu e skill-ul tău neapărat care a determinat creșterea asta, ci e mai degrabă un haos colectiv în care suntem, o chestie pe care nimeni nu o poate anticipa de crește și coboară, care generează creșterea respectivă. Deci nu e meritul tău, ci e o chestie externă. Sigur, e decizia ta de a fi acolo, dar chestia asta externă nu e neapărat foarte bine atașată de skill-ul tău intrinsec care să genereze income-ul respectiv. Și atunci, în momentul în care lucrul ăsta se ia la vale, ego-ul ăsta umflat, pe care ori de câte ori crește puțin piața, crezi notificările acolo, ego-ul ăsta o să fie și mai mult rănit. E mai dureros să cazi de sus decât de jos. Și de asta mi-e puțin teamă că în contextul în care foarte mulți oameni care au avut pentru prima dată poate curaj în viața lor să iasă din zona de confort, să exploreze ceva nou, la un moment dat s-ar putea să fie răniți de faptul că lucrurile o să ia și la vale. Nu sunt mare fan al lucrurilor care vin peste noapte. Nu mi-au plăcut niciodată. Nu mi-a plăcut niciodată să vină ceva peste noapte fără ca eu să pun timp și skill acolo ca să obțin lucrurile respective. Asta e capitolul cu lucruri care nu-mi plac despre cripto, în modul în care e privită zona asta și modul și impactul pe care îl poate avea pe termen lung asupra unor oameni care poate o să piardă, din păcate, din zona asta. Dar hai să mergem în partea a doua, lucru care mă entuziasmează la cripto. Primul lucru, sunt niște concepte foarte faine pe care când le-am descoperit au fost așa, bă, uite unde ne ducem, la modul, uite ce oportunități sunt în lumea asta și eu chiar consider pe termen lung să le înglobez în ceea ce fac, în business-ul meu și așa mai departe. Primul lucru care îmi vine minte aici legat de NFT-uri. Poate mulți dintre voi încă nu sunteți familiar cu ideea asta de NFT-uri. NFT-urile sunt non-fungible tokens. Puteți să căutați definiția dacă vreți, n-are rost să mai dau eu încă o dată aici. Ideea e în felul următor. Mulți oameni au impresia că asta e un lucru care îmi place, că NFT-urile astea sunt doar despre un desen frumos. Doar despre art, a avea un desen frumos și apoi a-l revinde mai departe și a face practic bani din chestia asta, că din artă. E mult mai mult de atât. Și uite un concept pe care vreau să împărtășesc cu voi care mă fascinează aici. Gândiți-vă la NFT-uri ca la biletele pentru un meci de fotbal. Da? E un meci de fotbal, să zicem că e Barcelona cu Real Madrid, El Clasico. Se vând 60.000 de bilete, câte bilete sunt, și 60.000 de bilete care mai apoi de multe ori sunt revândute pe piața neagră. Da? Și asta ce înseamnă pe piața neagră? Că sunt foarte multe țepe acolo, înseamnă că sunt prețuri care sunt exorbitant de mari în raport cu care e prețul real. Dar, uite care e partea foarte șmecheră aici cu NFT-urile astea. Dacă cei care pun în vânzare biletele ar pune în loc de 60.000 de bilete, ar pune 60.000 de NFT-uri și NFT-ul ăsta să-ți dea practic să fie biletul tău de acces către meci, să fie un smart contract în spate, da? Să fie biletul tău de acces către meci pe care tu să poți să-l revinzi apoi. Să poți să-l revinzi pentru acces la meci sau cine știe pe termen lung să-l revinzi ca o amintire, ca o operă de artă, la modul că ai avut acces la meciul ăla la finala Champions League de nu știu când, Barcelona-Real Madrid, și tu ai acces la finala aia din 2012 și acum e 2045 și îl vinzi mai departe pentru un colecționar de astfel de bilete, știi? Dar hai să rămânem la subiectul ăsta în care e un meci, e ziua meciului. Și sunt 60.000 de bilete, sunt sold out, n-ai apucat să prinzi bilete, vrei să cumperi din nou, atunci biletele astea, NFT-urile astea, practic ai o garanție în primul rând faptul că sunt reale, că sunt emise de producători și că nu ți-ai țeapă, asta e primul lucru. Și apoi al doilea lucru, faptul că ele sunt revândute mai departe, poate să genereze un income în plus către cel care a emis. Adică pentru orice vânzare de NFT se poate pune în smart contract un royalty fee. Orice revânzare să fie un comision care să meargă către organizator. Și în felul ăsta și organizatorul câștigă din revânzare. Și partea cea mai șmecheră aici, la scenariul ăsta, partea cea mai șmecheră, e că în felul ăsta ai vând 60.000 de bilete, biletele sunt limitate, nu poți să emiți mai mult de atât, da? 60.000 e cantitatea limitată. Ce variază aici este prețul. E singurul lucru care poate să varieze.
Și astfel, în funcție de cerere și ofertă, cele 60.000 de bilete o să varieze în preț. Și astfel, pentru prima dată în istorie, o să avem un preț real, o licitație reală dată de cererea și oferta din piață. În momentul în care toți oamenii o să fie familiarizați cu conceptul ăsta de NFT și dacă cineva emite NFT-urile astea, pentru prima dată în istorie la meciul respectiv Barcelona-Real Madrid, de exemplu, imaginea din campul meu, oamenii o să seteze prețul biletului. Dacă biletul inițial a fost 400 de euro și e o cerere atât de mare pentru biletul ăla încât ajunge prețul la 1000 de euro, prețul ăla o să fie prețul real din piață, pentru că e prețul dat de cererea naturală din piață și se va seta un preț corect pentru biletele respective. Nu cum a fost până acum pe estimări, ceea ce e fantastic din punctul ăsta de vedere. La fel pentru un bilet la concert, la fel pentru un bilet de acces într-o comunitate sau așa mai departe. Va fi un preț real pe care poți să-l setezi din punctul ăsta de vedere. O să las chestia asta puțin să pătrundă, adică conceptul ăsta în sine mie mi se pare revoluțional. Pentru prima dată în istorie să poți să setezi cererea ofertă, să setezi prețul fair, real și organizatorul evenimentului să ia și bani din treaba asta fără să fie nevoie de super multă tehnologie, să organizezi o licitație online sau mai știu eu ce chestie de genul. Al doilea lucru care mă entuziasmează aici e că pentru prima dată în istorie contractul social pe care noi îl avem între oameni, încrederea pe care ne-o bazăm în oameni, va putea fi prinsă în clauze contractuale. Până în momentul de față, n-aveai cum să bazezi încrederea, să pui încrederea în clauze contractuale. Nu există așa ceva. Ai încredere într-un om, într-o firmă, într-o entitate, poți să ai încredere în persoana respectivă. De acum înainte, prin blockchain, prin ceea ce se întâmplă prin blockchain, prin NFT-uri și așa mai departe, pentru prima dată în istorie, contractul social uman va putea fi oficializat, ceea ce e incredibil, mai ales când mă gândesc la domenii pe cum politică. Pentru prima dată în istorie, politica o să fie o meserie în care nu o să mai aibă loc de derapaj în interesul uman persoana care e în poziția respectivă. Pentru prima dată în istorie, politicianul va fi nevoit să respecte contractul social, să-și respecte promisiunile pe care le face față de popor, față de angajamentul pe care și ia, pentru că altfel va putea fi penalizat. Și hai să vă dau un exemplu, să înțelegeți exact la ce mă refer. Hai să luăm un exemplu cu YouTube, cu comunitatea asta. De exemplu, dacă eu pun anumite NFT-uri care vă dau voi acces la comunitatea mea și NFT-urile astea au o proprietate anume, faptul că voi puteți să le revindeți mai departe dacă nu sunt valoroase pentru voi și să zicem că pun 1000 de NFT-uri la dispoziție pentru comunitatea care vrea acces de la mine și eu promit că dacă voi luați NFT-urile astea la mine, astea 1000, eu o să vă livrez vouă ceva conținut de calitate și ulterior în plus pe lângă ceea ce pun aici pe YouTube. Dau un exemplu, nu zic că o să fac asta, e un fel de membership cu YouTube și așa mai departe, dar să presupunem că există scenariul ăsta, un creator de conținut promite chestia asta. Voi cumpărați NFT-urile alea pe promisiunea creatorului de conținut și aveți încredere în mine pe faptul că o să primiți treaba asta. Și voi vă bazați pe încrederea asta că omul care promite și livrează. Dar dacă smart contractul NFT-ul respectiv e făcut pe principiul pe care îl discutați în anterior și cu biletele în care poate fi revândut mai apoi, în care prețul este variabil, atunci singurul lucru, dacă eu emit 100 sau 1000 de astfel de bilete, din nou, ele sunt fixe, singurul lucru care variază e prețul și prețul va varia strict în funcție de calitatea îndeplinirii promisiunii pe care eu o fac. Pentru că e setat de piață, da? E setat de nevoie. Dacă vor mai mulți oameni, dacă se duce vorba și eu mă țin de promisiune și oamenii văd că ceea ce ofer eu e legit și pe bune, atunci prețul respectiv va crește și va crește de 1000 de ori, va crește de 10.000 de ori. Corect? Dacă chiar e pe bune. Dacă nu e pe bune, se va desumfla din prima. Asta, din nou, e un mod în care persoana respectivă care și-a commitmentul public față de ceva anume, nu va putea să nu livreze conform așteptărilor prin contractele astea, prin NFT-urile și prin modul în care e făcut în blockchain și îmbătut în cuie acolo, practic, oficiat acest agreement, nu dă locul de interpretare din punctul ăsta de vedere și piața reglează și trage în jos prețul, respectiv valoarea. Și pentru prima dată în istorie se poate măsura calitatea unui serviciu și valoarea pe care o oferi din punctul ăsta de vedere. Pentru prima dată în istorie se poate face treaba asta. Ceea ce e fascinant și e fascinant când mă gândesc la ce dinamici o să aducă în societatea noastră când ne gândim la politică și câtă luptă o să fie împotriva lucrului ăsta și câtă luptă o să fie pentru lucrul ăsta și unde o să se întâlnească cele două tabere, știi, și ce o să iasă de acolo. Sigur, e totul bun în treaba asta? Greu de spus. Vedem tot viitorul în față? Nu-l vedem. Habar n-avem. Dar sunt niște concepte cel puțin extrem de
de entuziasmant în perspectivele pe care le deschide blockchain-ul. Și al treilea lucru care e fascinant pentru mine acum și discutam cu oamenii de la Stakeborg, pe care chiar vă recomand să-i urmăriți, niște oameni care fac o treabă foarte bună în lumea asta de crypto. Nu e reclamă plătită sau ceva de genul, nu există așa ceva în video ăsta. Și există ideea asta de Decentralized Autonomous Organizations, DAO. Da, adică practic organizații descentralizate care se conduc singure. Și ce înseamnă treaba asta? Înseamnă, cum o văd eu, democrație pe steroizi. În sensul în care faci parte dintr-o comunitate, să zicem că e un grup, în funcție de implicarea pe care o ai acolo, primești mai multă putere, mai multe acțiuni, mai mult staking în comunitatea respectivă. Primești mai mult ownership în ceea ce înseamnă comunitate. Deci, practic, te implici activ într-o comunitate, voluntar, dar în același timp primești și ownership în comunitatea respectivă și, practic, ai o putere de decizie în ceea ce se întâmplă în comunitatea respectivă. Ceea ce din nou e un concept fantastic, e un concept în care democrația e dată pe merit proporțional cu implicarea și puterea comunității respective nu e în mâna unui singur individ sau a doi indivizi, ci e proporțional distribuită către comunitate pe bază de implicare. Ceea ce e un concept cel puțin fascinant. Teoretic avem și în ziua de astăzi democrație, dar practic sunt foarte multe lucruri care se mișcă anapoda acolo și puterea ajunge de multe ori în niște cercuri în care poate nu ar trebui să fie și niște cercuri care poate nu au interesul întregii comunități la îndemână. Iar un astfel de concept în care există o organizație descentralizată și autonomă, gândește-te ce ar putea face din punctul ăsta de vedere pentru conducerea unei țări, pentru binele unei țări, pentru binele unui popor și pentru reprezentarea întregii voințe a unui popor în mod democratic și reprezentarea intereselor. Democrația bazată pe o astfel de organizație 100% cea mai bună soluție. Ceva îmi spune că nu, dar în același timp nici ceea ce avem în momentul de față nu e cea mai bună soluție. Nu avem cea mai perfectă soluție din lume, dar e cel puțin un lucru intrigant de care e nevoie să știm și care merită un plus în față, merită un picior în față. Astea sunt conceptele care pe mine mă entuziasmează la lumea asta de cripto. Dincolo de investiții și comisioane și faci bani și crește și așa mai departe, dincolo de grafice și cum evoluează trendurile și așa mai departe, lucrurile astea le văd ca, ok, sunt faine, sunt mișto, dar sunt pe termen scurt. Mi se pare că jocul adevărat e în conceptele astea care prin formă și care dau o nouă dimensiune realității în care trăim și care se duc de aici pe termen lung. Și viziunea asta de termen lung e ceea ce mă entuziasmează și mă încălzește și mă pasionează foarte mult legat de domeniul ăsta și mă întâlnesc cu oameni care fac parte din chestia asta, care sunt implicați și mult mai deștepți ca mine din punctul ăsta de vedere și să aflu lucrurile astea și să am o cale, poate să le dau, să le articulez cât de cât îmi iese și mie mai departe aici pentru voi, e în inima mea. Sunt multe de învățat, chiar vreau să văd părerile voastre în comentarii, cu ce sunteți de acord din ce am zis, cu ce nu sunteți de acord, care sunt lucrurile care entuziasmează pe voi sau conceptele sau posibilitățile pe care le vedeți ca fiind posibile să fie deschise de lumea asta cripto, vreau să le puneți în comentarii. Bun, eu sunt Cristi, salutare!